Sâmbătă, 28 septembrie, Școala Gimnazială Regina Elisabeta din Rădăuți a organizat cea de-a noua ediție a Târgului de Toamnă, desfășurat în aer liber la statuia ecvestră a lui Bogdan Vodă. Evenimentul, susținut de o vreme însorită și plăcută, asemenea unei ultime zile de vară, a atras o mulțime de participanți, elevi, părinți și profesori, care au contribuit la crearea unei atmosfere pline de voie bună. Standurile decorate în ton cu toamnă au fost încărcate cu bunătăți, pregătite cu grijă de elevi școlii, care au avut o vânzare excelentă. Printre preparatele delicioase s-au numărat sarmalele, fasole cu cârnați, salată de beof, prăjituri, limonadă cu arome diverse și chiar pizza. În premieră pentru această ediție au fost pregătiți și mici, spre deliciul vizitatorilor. Un alt moment special al evenimentului a fost defilarea celor mai mici dintre participanți, care și-au prezentat cu mândrie costumele de toamnă pe esplanada din fața statuiei ecvestre. Acest moment artistic a adus un plus de culoare și veselie târgului. Primarul orașului, Bogdan Andrei Loghin, a transmis un mesaj de susținere, subliniind importanța colaborării dintre primărie și școlile locale. Primăria, ca partener dedicat, contribuie la buna desfășurare a evenimentului prin facilitarea logisticii și promovarea târgului în întreaga comunitate. Cum a mai precizat, colaborarea dintre autoritățile locale și instituțiile școlare subliniază importanța educației și a susținerii dezvoltării generațiilor viitoare. Acest târg este mai mult decât o oportunitate de a sprijini educația. Reprezintă o ocazie de a uni comunitatea locală într-o atmosferă de sărbătoare și solidaritate, promovând valori precum responsabilitatea socială, munca în echipă și implicarea activă în viața comunității.